Bun găsit pe scara cuvintelor! Despre problema răului în lume s-a dezbătut în fel și chip de-a lungul istoriei. Concepția generală acceptată în creștinism e cea potrivit cărea răul este o pervertire a binelui, o inversare a lui, un fel de bine cu minus, rezultant a separării omului de Dumnezeu. Răul, în această perspectivă, nu poate fi așezat pe talgerul aceleiași balanțe cu binele, întrucât el nu se prezintă ca realitate de sine stătătoare, independentă, cum e binele, ci ca absență a acestuia. De fapt, răul pentru creștini este doar păcatul, căci defectele ființei umane nu îi pot fi imputate acestea decât pornind de la căderea primară, consecință a păcatului primordial. Cu ce sunt eu de vină că sunt rău? Oricum am abordat problema răului, în ceea ce ne privește, suntem obligați să apelăm la ontologia păcatului, la existența lui ca substanță, ca realitate care ne-a afectat și infectat iremediabil, devenind parte constitutivă din substanța noastră. Este, nu-i așa, o definiție a condiției umane pe care o înfățișează cu intensitate Apostolul Pavel în primele capitole din epistola lui către romani. Pe scurt, Răul este un bine pervertit de păcat sau o consecință a păcatului. Îmi este imposibil să spun că răul latent este păcatul, întrucât el există fără păcat. Bună oară, ideea de minciună există și fără a minți, ca o răstălmăcire teoretică a adevărului. Abia când mințim de facto putem vorbi despre un păcat, adică despre ceva care a prins substanță și care începe să trăiască independent de voința noastră, acuzându-ne. Cert este că păcatul rămâne o realitate a cărei sursă suntem noi în măsura în care îl comitem. Și oricât de bun ne-am crede, o facem fără doar și poate. Răul nu trăiește decât atunci când devine păcat. Deci atunci când, voluntar, îi dăm naștere, acest păcat se folosește de faptul că e păcat spre a ne acuza. Se folosește de bine pentru a prinde substanță sau viață și ne condamnă la moarte. Ontologia păcatului este, iată, întemeiată pe ontologia binelui, un cerc vicios care ne arată că doar binele există cu adevărat, că doar binele este sursa vieții, moartea ne fiind altceva decât negarea ei. Venind din altă parte, din perspectiva celui care ne-a creat, ideea de rău are legătură, sau trebuie să aibă vreo legătură, cu planul lui de răscumpărare. Dacă primul om a activat păcatul, dându-i libertatea de a se manifesta în lume sub forma unui rău văzut ca separare de Dumnezeu, planul de răscumpărare trebuie să țină cont de această ontologie contradictorie a păcatului. Astfel, răul fizic este o consecință a răului în măsura în care răul este comis. Dar dacă, bună oară, un om se naște incapabil în a comite răul, rezultă atunci că acest rău fizic are legătură nu neapărat cu păcatul din condiția umană a celui care i-ar putea da naștere, ci mai degrabă cu planul de neînțeles pe care are Dumnezeu cu acesta. Mă gândesc aici și la miracole, o problemă ardentă care mi-a dat târcoale din clipa în care m-am convertit. Orice miracol vine în contra principiilor creației. Bună oară, întârzierea soarelui pe cer din cartea Iosua contrazice chiar cuvintele lui Dumnezeu exprimate de Eremia. Dacă puteți să rupeți legământul meu cu ziua și legământul meu cu noaptea, așa încât ziua și noaptea să nu mai fie la vremea lor. Ceea ce iese în evidență aici e faptul că, dincolo de spectaculosul oricărui miracol, planul lui Dumnezeu, din pricina caracterului lui Dumnezeu, a credincioșiei sau loialității față de cuvântul lui, acest plan este mai presus de legile pur fizice pe care le-a dat. Miracolul este justificabil în măsura în care nu contravine planului lui Dumnezeu. Ci din potrivă îl slujește. Ar sluji la ceva faptul că eu, diagnosticat cu vreo boală, sunt vindecat? Dacă sunt vindecat, înseamnă că planul lui Dumnezeu cuprinde această vindecare, iar ceea ce urmează, istoric vorbind, ține de vindecarea mea. De ce se vor întreba unii boli precum autismul sau retardul mental, nu au fost niciodată vindecate? Dați-mi voie să vă spun ce cred în această privință apelând la raționamentul de mai sus. Pentru că încă de la nașterea subiectului afectat, Dumnezeu își arată planul său cu privire la acel subiect. Destinul acelei persoane se subordonează bolii ei, așa cum soarele a trebuit să rămână pe cer, în cartea Iosua, la fel și autistul rămâne autist, fiindcă încă de la nașterea lui, el este parte din planul lui Dumnezeu numai așa cum a fost conceput și s-a născut, nici de cum altfel. Iar acest lucru este nenegociabil. Avem așadar aceste două perspective asupra răului. Perspectiva umană, limitată cum este, înțelege că orice rău fizic este rezultatul păcatului, adică al răului comis, și nu vrea să accepte că răul fizic poate fi în anumite condiții ceva bun. Perspectiva lui Dumnezeu, însă este una mult mai amplă. El a inițiat un plan de răscumpărare în care a inclus consecința păcatului, adică răul fizic, dar nu a inclus păcatul. Astfel ajung la romanul lui Daniel Keyes, Flori pentru Algernon, apărut la editura Art în colecția Young Art, o carte ce pleacă tocmai de la această incapacitate a omului de a vedea în răul fizic o coordonată a binelui universal. Despre ce este vorba? Personajul, Charlie Gordon, este un retardat mental, angajat într-o brutărie ca om bun la toate și la mai nimic. Este folosit la curățarea incintei și la căratul sacilor cu ingrediente. Dorința lui este aceea de a ajunge deștept. Nu pentru că deșteptăciunea ar fi ceva de mare însemnătate pentru el, ci pentru că, în mintea lui, a fi deștept echivalează cu a avea mulți prieteni. Surprinzător, nu îi lipsesc prietenii. Din potrivă, are foarte mulți prieteni care cel mai adesea râd de el, dar asta nu-l deranjează. S-ar zice că îi face chiar plăcere să fie subiectul batjocurii celorlalți, în orice situație pe care nu o poate administra din pricina limitărilor minții sale. Ca un sac de box pe care, după ce ai desenat un chip ridicol, încep să-l lovești. Într-o zi însă, un foarte important chirurg îl supune unei operații pe creier, reușind să-i potențeze creșterea IQ-ului. Din momentul în care devine conștient de ceea ce este în jurul lui, Charlie Gordon se transformă complet. Întreaga poveste este relatată din perspectiva subiectului Cobai, iar narațiunea, fragmentată diaristic, are o progresie din ce în ce mai Tensionată și mai tensionantă. Dacă abia citim paginile de la începutul cărții, din pricina greșelilor gramaticale și de ortografie ale acestui retardat, suntem cu adevărat impresionați de paginile care urmează operației chirurgicale, scrise cu aplomb, cu rafinament stilistic, cu inteligență creativă, dar și cu dramatism, cu o nemascată furie uneori. Alunecăm pur și simplu pe toboganul narrativ. Uneori pierzându-ne suflul, iar sfârșitul, destul de abrupt, devine lacrimogen, aducându-ne la începutul acțiunii. Căci experimentul chirurgical eșuează, iar personajul se întoarce la starea inițială, la retardul său mental. Intenția mea nu este aceea de a vă povesti cartea, ci de a vă atrage atenția asupra calităților ei parabolice. Cu alte cuvinte, ce am putea noi învăța din acest produs al literaturii de anticipație, excelent realizat din punct de vedere stilistic? Un prim indiciu îl avem chiar după intervenția chirurgicală la care este supus Charlie Gordon. Una dintre asistente, sora Hilda, îi atrage atenția că, raportat la planul divin, a făcut o alegere greșită. Dumnezeu, iar aici o parafrazez, nu te-a făcut prost degeaba. Dacă dorea să te facă deștept, te făcea deștept. De aceea, interpretează ea situația, intervenția chirurgicală nu poate fi un lucru curat. Charlie reacționează naiv: Nu vreau să-l supăr pe Dumnezeu. De fapt, el nu vrea să supere pe nimeni. Sesizați inocența omului primordial? Al doilea indiciu este întrebarea: De ce? Charlie. Odată operat, începe să-și pună pentru prima oară întrebări. Am putea spune că primul contact pe care îl are un copil cu păcatul este chiar această întrebare. De ce? Este nevoia lui de a înțelege ce se află dincolo de ceea ce vede. Nevoia înțelegerii mecanismului vieții este dovada că răul a fost comis, a fost activat. Omul a avut posibilitatea de a alege între bine și rău. A ales răul. În momentul următor a întrebat de ce? Poate chiar a întrebat de ce am ales răul? Al treilea indiciu este chiar înțelegerea condiției umane. Practic descoperirea sau opusul acoperirii sau dezbrăcarea. Întrebarea de ce trezește condiția umană, adică acea conștientizare a limitelor, înțelegerea neînțelegerii. Dintr-o dată, omul pricepe că nu este ca Dumnezeu, că nu știe nimic, că are niște limite. Aceste limite, odată descoperite sau dezbrăcate, provoacă rușinea. Dar ce este rușinea dacă nu o stare ce rezultă din compararea cuiva limitat cu ceva sau cineva nelimitat? Mi-e rușine când, public, sunt arătat cu degetul ca fiind inferior. Mi-e rușine pentru că cineva, în același timp, se arată față de mine superior. Charlie Gordon se trezește brusc în timp ce e batjocorit. Se trezește dezbrăcat. Nu pentru că nu ar avea haine, ci pentru că înțelege dintr-o dată că este inferior cuiva. Dezbrăcarea nu este neapărat lipsa hainelor, ba din potrivă, cred că ești mai dezbrăcat atunci când ești desconsiderat iertați în prima. Ei bine, de aici încolo urmează un adevărat tăvăluc de situații. Charlie Gordon devine un individ superior celorlalți. Spun individ pentru că, ajungând la superlativ, nu se mai poate compara cu, ni cu nimeni și iese din societate. Egoismul lui devine arogant, în sensul în care își arogă drepturi pe care nu le mai are nimeni. Schimbă lumea identifică lacune științifice, devine frivol, se animalizează, rămânând în același timp un specimen al inteligenței nepereche. Văd în schimbarea acestui personaj tiparul schimbării lui Adam, dintr-un inocent al Edenului, într-un agent al împărăției celui rău. Mă bucură însă mult inteligența sclipitoare a autorului felul în care împacă lucrurile. Charlie Gordon se întoarce în cele din urmă la starea mentală inițială. E ca și cum am spune că, deși omul încearcă să repare creația lui Dumnezeu, Dumnezeu are întotdeauna ultimul cuvânt. În planul lui de răscumpărare, Charlie Gordon nu trebuia reparat. Știți care e moral acestei cărți? De ce oare noi vedem întotdeauna rău acolo unde el nu există? Îmi amintesc că, într-o dupămasă, în timp ce eram la cumpărături, m-am apropiat întâmplător de doi băieți sprijiniți în cârje. Aveau câte un picior nedezvoltat, ca un gătej uscat și noduros. Unul dintre ei spunea celuilalt, să știi că, de când am început să-mi iubesc piciorul, mă simt mult mai bine. Iubește-ți piciorul și o să vezi că poți fi fericit." Nu o să uit niciodată acel moment. Dovadă că mi-l și amintesc. Este răul fizic ceva cu adevărat rău? Nu cumva este el un test. Dar, mergând mai departe, ce poți să spui despre un rău fizic care inhibă tendințele păcătoase? Mai este acesta un rău? Ce înseamnă până la urmă perfecțiunea? Cum este posibil să iubești un picior nedezvoltat? Și încă unul care ți aparține și care te transformă într-un marginal într-o persoană fizic inferioară celorlalți, activând rușinea. Dar dacă, în tocmai ca acel individ, începi să-ți iubești piciorul, nu cumva înțelegi astfel importanța răului în stare latentă și accepti răul fizic ca făcând parte din planul lui Dumnezeu? Este exact ceea ce a făcut Charlie Gordon după ce retardul său mental a recidivat. Este exact ceea ce noi, cei foarte sănătoși, în putere, nu vom avea niciodată șansa să facem. Cel puțin nu așa.